pentru un conducător de oști. Pe drumul spre Craiova, unde îl chemau îndatoririle dregătorești, ctitorește mănăstirea Mihai Vodă din București. Desigur, Mihai nu poate și nici nu vrea să plătească imensele datorii către poartă. Intuind primejdia încorporării țării românești în Imperiul Otoman, el trece imediat acțiune și timp de peste un an pregătește minuțios lupta anti-otomană. Pe plan extern, urmărind realizarea unui sistem de alianțe, încheie înțelegeri cu Sigismund Bathory din Transilvania și cu Aron Vodă din Moldova, cei trei principi fiind pe deplin pregătiți în octombrie 1594. Totodată întreține legături strânse cu popoarele balcanice ridicate împotriva stăpânirii turcești. Pe plan intern, schimbă radical componența sfatului domnesc, înlocuind pe boierii turcofili cu partizani ai acțiunii anti-otomane. Reorganizează structurile oștirii. Mărește numărul slujitorilor, țărani liberi, sate întregi fiind înscrise în această categorie a călărimii de țară. Sporește numărul oștenilor de meserie, lefegii, români și străini, ridicând armata la nivelul celei a imperialilor. Creează corpul pedestrașilor cu arme de foc, dorobanții. Treptat constituie o artilerie puternică, parte capturată, parte turnată în țară, la Târgoviște, mai târziu în arsenalul de la Alba Iulia. Întreaga armată este călăuzită de steagul alb, având în centru corbul cruciat pe ramura de enupă. Cu mari eforturi procură arme, îndeosebi din Transilvania, și bani pentru plata oștenilor. Ulterior va bate moneda cunoscută sub numele de Medalia lui Mihai Viteazu. Trimișii papei Clement al VIII-lea și ai împăratului Rudolf al II-lea stăruie în același an 1594 pentru intrarea Transilvaniei și a Moldovei în Liga Sfântă. Încheie tratate bilaterale cu Sigismund și cu Aron, dar îl evită pe Mihai, pe care îl socotesc prea legat de poartă. Mihai Viteazul este atunci acela care își pune sabia în slujba creștinătății. La 13 noiembrie 1594, în București și în toată țara românească, el declanșează acțiunea împotriva turcilor. Simultan, Aron Vodă procedează la fel în Moldova. Din iarna lui 1594 până în vara anului următor, domnitorul muntean lovește flancul drept al trupelor otomane, al căror front principal este în Ungaria de vest. Sunt atacate cetățile turcești dunărene, Brăila, Hârșova, Silistra, Nicopole. Rezistă doar cetatea insulară a Giurgiului. Contraofensiva turco-tătară, având drept scop înlocuirea lui Mihai, este stabilită la Putinei și Stănești. În replică la acțiunile lui Mihai Viteazul, forțele otomane slăbesc presiunea asupra imperialilor în Ungaria și, în vara anului 1595, atacă țara românească, unde se instalează teatrul principal al războiului. În fața ofensivei declanșate de Sinan Pașa, Mihai Viteazul hotărăște să dea bătălia decisivă înaintea reședinței domnești, după obiceiul domnilor români. Locul ales este pe râul Neajlov, în dreptul satului azi dispărut, Călugărenii Coțofeni. Marea confruntare are loc la 13-23 august 1595. Mihai însuși luptă în primele rânduri și aruncă în Laștini o parte însemnată a armatei otomane în frunte cu marele vizir.
Ieri, după socoteala domnului român, 7.000 de turci, dar și forțele sale slăbesc peste măsură. Viteazul voievod este nevoit să se retragă spre Stoienești, la sud de Rucăr, pentru a se uni cu oastea transilvană a lui Sigismund Bathory și cu cea a noului domn moldovean Ștefan Răzvan. Turcii ocupă reședințele domnești de la București și Târgoviște. Cu forțele unite ale celor trei țări române, la începutul lui octombrie 1595, Mihai Viteazul, Sigismund Bathory și Ștefan Răzvan pornesc contraofensiva pentru eliberarea recent înființatului pașalâc al țării românești. Garnizoana din cetatea Târgoviștei rezistă artileriei creștine două zile. Una din zilele se vede și astăzi în zidul Bisericii Curții Domnești. Bucureștiul e părăsit în grabă de turci care aruncă în aer palanca de la mănăstirea Radu Vodă. Pustiirea e mare și Mihai Viteazul va muta reședința domnească la Târgoviște, mai ferită de pătrunderile turcilor dinspre Dunăre. La 25 octombrie, aliații, în frunte cu Mihai, ajung la podul de vase de la Giurgiu, pe care Sinan Pașa fugise în ajun, asistând apoi neputincios de la Rușciuc, la ruperea podului și la nimicirea armatei sale rămase pe malul românesc. Sfârșesc acolo, sub săbiile oștenilor lui Mihai, celebrele trupe de jefuitori otomani, acângii, care terorizaseră Europa începând cu mijlocul secolului al XIV-lea. Turcii nu le vor mai reînființa niciodată. La 30 octombrie e cucerită și cetatea insulară a Giurgiului. Sinan Pașa este înlăturat din vizirat, iar cronicarul otoman Naima conchide. O asemenea retragere dezastruoasă și înfrângere n-a mai fost pomenită în istorie.